Deci vrei să fii un om responsabil și să ai o viață neutră din punct de vedere al emisiilor de carbon? Ai un vehicul electric, o dietă vegană și haine reciclate, minunat! Dar cum rămâne cu electricitatea care ne alimentează viața modernă? Am putea folosi vântul, dar acesta nu suflă întotdeauna. Iar același lucru se poate spune și despre energia solară în zilele norate. Ce-ar fi dacă am acoperi un deșert cu panouri solare? Undeva unde rare ori este un nor la vedere. Ar fi aceasta o sursă supremă de energie regenerabilă potrivită pentru o umanitate sustenabilă? Ei bine, nu tocmai. Vrei să afli de ce? Rămâi aici pentru a vedea de ce nu acoperim deșertul cu panouri solare. Pentru a furniza suficientă energie solară pentru a alimenta întreaga lume ar fi nevoie de 51,4 miliarde de panouri solare de 350 de vați, care ar ocupa o suprafață de aproximativ 150.000 de km2. Poate părea mult, dar aceasta reprezintă doar 3,27% din suprafața SUA, spre exemplu. E totuși o suprafață imensă, dar trebuie să punem toate aceste panouri solare într-un loc însorit. Sahara pare a fi cea mai bună opțiune. E un deșert și se află pe ecuator deci are mai mult soare și aproape niciun nor la vedere. Având în vedere că Sahara are o suprafață de 5 km pătrați, ferma noastră solară gigantică ar ocupa doar 3,25% din deșert. Sună promițător. Un deșert care se micșorează cu 3,25% nu înseamnă nimic în marea schema a lucrurilor. Dacă e amenajat corect, puține animale sau oameni vor fi strămutați și nu va fi nevoie să despădurim sau să mutăm plantele departe de prețioasa lor lumină solară. Dar acesta este un proiect masiv, iar costurile sunt astronomice. Un banou solar de 350 de wați costă între 210 și 450 dolari pentru a fi instalat pe casa ta. Pentru a-l instala într-un deșert va costa mai mult. Trebuie să construim suporturi pentru panouri, să le transportăm în mijlocul pustietății și să asigurăm o nouă infrastructură electrică peste dune și terenuri stâncoase. Să facem o estimare aproximativă a costului pentru instalarea acestora în Sahara și să spunem că am plătit 450 de dolari pentru panouri și livrare, 300 de dolari pentru infrastructură și 250 pentru suport și instalare. Asta înseamnă 1000 de dolari pe panou. Ferma energetică din Sahara ar costa numai puțin de 514 trilioane de dolari sau de aproximativ 23 de ori mai mult decât întreaga economia SUA. Astfel, acest lucru arată cheltuielile uriașe ale unui astfel de proiect monstruos și probabil motivul pentru care nimeni nu l-a realizat până acum. Așadar, costul ar putea fi o problemă uriașă, dar acest lucru nu e important. Încercăm să salvăm lumea până la urmă. Dacă am avea bani limitați. Ar trebui să facem totuși acest lucru, chiar dacă putem construi această fermă energetică, tot trebuie să ducem această energie pe tot globul. În plus, țări precum Australia vor dori energie chiar și atunci când Sahara va fi în întuneric. Ambele probleme sunt relativ ușor de rezolvat. Avem nevoie de un pachet masiv de baterii care să stocheze energia produsă în timpul zilei pentru a alimenta producția fermei în timpul nopții. Am putea construi un astfel de pachet de baterii sub panouri solare, ceea ce ar ajuta să nu mai folosim spațiu. Fiecare panou solar are propria sa baterie de mici dimensiuni care îi păstrează puterea chiar și pe parcursul întregii zile și nopți. Adăugarea acestor baterii implică o creștere considerabilă a costurilor, astfel încât bugetul nostru anterior de 514 trilioane de dolari a fost complet distrus. Ar trebui să adăugăm 4,2 kW de baterii de stocare la fiecare panou. Acest lucru ar crește costul fiecărui panou cu aproape 900 de dolari. Asta ar însemna aproape dublarea costului total. Dar să zicem că am avea un buget nelimitat, așa că haideți să o facem oricum. Are sens să se instaleze un cablu electric din Sahara până la un loc precum Sydney? Asta înseamnă în jur de 12.000 de kilometri. În prezent, cea mai lungă linie electrică e de 2.100 de kilometri. Aceasta utilizează o tensiune foarte ridicată pentru a limita rezistența electrică. Practic, mai multă tensiune înseamnă mai puțină rezistență, ceea ce înseamnă mai puțină energie pierdută pe kilometru de cablu. Limita superioară a pierderilor la liniile electrice E de aproximativ 4%, iar dacă se depășește această valoare, lucrurile nu mai au sens din punct de vedere economic. Așa că putem spune că această linie electrică lungă pierde 4% din energie sau puțin mai mult. Dacă extrapolăm la cei 12.000 de km, vom înregistra o pierdere de energie de 22%. Aceasta e o pierdere de energie prea mare. Ar trebui să mărim dimensiunea fermei noastre solare pentru a compensa aceste pierderi dramatice, iar la 2.000 de dolari pentru fiecare panou solar și baterie ar putea deveni foarte scump însă în realitate există o soluție mai bună. Țări precum Australia ar fi mult mai bine să-și construiască propriile mega ferme solare pentru a alimenta singure decât să suporte aceste pierderi de energie, mai ales ca au propriul lor deșert imens. Totuși e clar că stocarea și transportul de energie în întreaga lume nu va fi eficient. Dar apare și o altă problemă și mai mare. Aceste panouri solare vor schimba tiparele meteorologice în întreaga Sahara, ceea ce va avea un efect global. Sahara e un încălzitor perfect al atmosferei, ceea ce reprezintă jumătate din motivul pentru care e un deșert. De îndată ce încep să colectezi lumina soarelui și o transform în electricitate, răcești efectiv deșert. Acest lucru înseamnă că ploile pot reveni în zonă, permițând plantelor să crească din nou. Acest lucru are un efect în lanț și, încet, încet, deșertul va deveni din ce în ce mai verde, pe măsură ce plantele vor răci deșertul, așa cum au făcut-o panourile solare, provocând un efect de bulgăre de zăpadă al vegetației. Acest lucru poate suna grozav, că ce am avea mai multă vegetație, dar în mod ciudat, multe din ecosistemele noastre mai mari și mai complexe depinde faptul că Sahara e un deșert arid. Amazonul e fertilizat de praful suflat peste Atlantic din Sahara, iar căldura din Sahara determină precipitațiile constante pe care le provoacă vânturile atlantice de mediere. Dacă îndepărtăm praful atmosferic și răcim Sahara, s-ar putea ca Amazonul să se prăbușească. Atlanticul e de asemenea fertilizat de praful saharian. Nisipul său bogat în nutrienți alimentează enorme înfloriri de alge. Aceste înflorituri produc o mare parte din oxigenul globului. Așa că e posibil să asistăm și noi la o scădere a nivelului de oxigen. În plus, ciclurile meteorologice, cunoscute sub numele de fenomene Nino și El Nino, vor deveni mai frecvente și mai dure, ceea ce înseamnă mai multe uragane. Acest lucru ar putea devasta populațiile umane din întreaga lume. Imaginați-vă un uragan ca la fiecare câțiva ani. Cu toate astea, cel mai șocant efect este creșterea temperaturii la suprafață, ceea ce pare atât de contraintuitiv. Vaporii de apă, adică norii, sunt un gaz cu efect de seră puternic, mult mai bun decât dioxidul de carbon. În timp ce precipitațiile din regiunile ecuatoriale, cum ar fi Amazonul, vor scădea Înverzirea Saharei va face ca restul lumii să devină mai umedă, cu mai mulți nori. Acest lucru va reține căldura încălzind globul. Dar încălzirea globului ar cauza pierderea calotei glaciare, ceea ce ar perturba curenții oceanici, provocând la rândul său o prăbușire colosală a biodiversității la nivel mondial. Scăderea stocurilor de pește ar provoca foamete galopantă în întreaga lume, metanul și dioxidul de carbon reținute în gheața marină arctică ar fi eliberate, provocând o schimbare climatică de proporții, iar o extinție în masă ar fi declanșată oamenii fiind o posibilă victimă. Așadar, dacă doriți să luptați împotriva schimbărilor climatice, e esențial să înțelegeți că trăim pe un singur pământ. Fiecare ecosistem e conectat într-o rețea globală, niciunul nu e izolat. Dacă începem să ne atingem de unul dintre ele, acesta va provoca un efect de domino asupra celorlalte. Astfel, trebuie să decidem tactic de unde să ne luăm energia pentru a minimiza efectul global. Există un ultim motiv pentru care s-ar putea să nu dorim să facem acest lucru, chiar dacă nu v-am descurajat deja. În timp ce Sahara pare a fi o pustietate vastă și deschisă, disponibilă pentru a fi ocupată, nu e așa. Acest pământ e luat căci poporul african și guvernele sale dețin resursele din deșert. Europenii, americanii și asiatici au jefuit Africa la un moment dat în istorie pentru resursele sale. Fie că e vorba de minerale, sclavie sau pământ. Nu trebuie să spunem mai multe în afară de faptul că nu putem permite ca un astfel de comportament barbar să se repete. Țările africane au dreptul la acest pământ și la energia sa. Restul lumii nu are ce căuta în încercarea de a le lua acest pământ fără cooperare și plată echitabilă. Acesta este punctul în care lucrurile devin dificile. Țări precum Libia și Egipt care dețin o mare parte din teritoriul saharian, nu au guverne suficient de stabile pentru astfel de proiecte internaționale. Ați cheltui mii de miliarde de dolari pe un proiect care ar putea fi distrus de un guvern care dă faliment sau care eșea pământul de sub picioare? Ar trebui să construim o fermă solară de energie mondială în Sahara, nici vorbă. E o idee teribilă. Dar aici se ascunde ceva frumos. Putem alimenta întreaga lume cu o cantitate relativ mică de panouri solare. Pământul are peste 75 de milioane de kilometri pătrați de pământ și trebuie doar să convertim 0,2% din el la energia solară și ne putem alimenta în întregime. Pentru a oferi o perspectivă, se estimează că 1% din teren e construit și ocupat de oameni în orașe și localități excluzând terenuri agricole. Cu alte cuvinte, dacă putem converti 20% din zonele urbane de pe glob pentru a avea energie solară, atunci ne putem alimenta complet cu energie. Nu Sahara este răspunsul, ci orașele, localitățile, drumurile noastre. Dispunem de tehnologia necesară pentru a transforma civilizația noastră în propria centrală electrică neutră din punct de vedere al emisiilor de carbon, fără a pune în pericol modelele meteorologice globale sau deșerturile, ceea ce e fantastic. Trebuie să fim atenți la modul în care o folosim. Energia neutră din punct de vedere al emisiilor de dioxid de carbon prost gestionată poate fi aproape la fel de devastatoare ca și combustibilii fosili. Și ca o concluzie, dacă nu am fost deja destul de clari, nu, nu putem acoperi Sahara cu panouri solare, pentru că asta ar duce la extinția rasei umane. Acesta a fost episodul nostru. Dacă v-a plăcut, nu ezitați să vă abonați la ce s-ar întâmpla dacă pentru mai multe videoclipuri interesante. O zi superbă vă doresc!